Păi de să înainte să dau play? <laughs> <laughs> Băi, e de bine asta. Ce ai făcut, mă? Mi se pare că ai închis publicitatea pe 2020. Băi, nu am intenționat noi să facem asta, îți dai seama. Acum lasă modestia deoparte că eu cred că deja ar putea să-ți vorbească unii să... Te pomenești că o să și zic că la un dat, maestre, maestre, cotăți. <laughs> da, nu râde, nu râde. Nu râde că o să vină și zilele alea. Get Mobile dă cărțile pe față. Dragi români, oare de ce telefoanele au din ce în ce mai multe camere? Ca să coste mai mult? Nu știm, noi doar punem întrebări. Și de ce reclamele la telefoane ne arată mereu telefonul fără husă? Fiindcă fără husă, telefonul se strică mai repede? Nu știm, noi doar punem întrebări. Băi, știi cum a venit la mine? Eram în zilele alea mai nasoale. Nu mai aveam chef să văd nimic, nu mai aveam chef să citesc nimic, nu mai puteam să mă concentrez la nimic. Îmi venea să fac pur și simplu nimic, doar, doar să treacă zilele. Păi și cumva nu știu cum mi-a apărut în fața ochilor. Deci într-un moment în care rejectam tot, bă, când am dat play la asta, s-a deschis o nouă alee pe care nu știam. Dar cum? În ce context ai dat play? Ce te așteptai să vezi? Păi nu mă aștepta să văd nimic, că era pe timeline, dar eram cumva... știi cum când îl frunzărești, dar de, de fapt ai chef să-l închizi. Da, 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 și da, da, da. mi-a apărut ăsta. Cred că Raul i-a dat cer sau cineva. Da, 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 da. Bă, și am dat play la el. Bă, și în momentul ăla mi-am aminte de tot. Și am zis... Bă, băiete, ăsta e Alex. E clar. Dar n-am avut curaj să scriu ție din prima. Când era clar. Uh... Și am, am zis, hai totuși să întreb. Și i-am scris lui Raul și am zis, bă, spunem sincer, Cine a scris, mă, demența asta? <laughs> și mi-a zis, bă, Alex. Este asta o conspirație reptiliană ca să ne ia banii în fiecare an pe un telefon mai scump? Nu știm noi. Hei, hei, ce cu atâtea întrebări? Nu există conspirații sau reptilieni? Pur și simplu, nu ai nevoie de husă, dacă ești deștept, și ai grijă de tele... Uh, bun. E o demență la 80% din ce putem noi scoate demență Dar nici nu mă îndoiesc Apreciez că a fost loc pentru așa ceva pe net și că a fost înțelegere și din partea clientului e, Cred mă Mai ales că asta e a doua idee la nivel de prăjeală pe care ne-a acceptat-o La prima a zis și el, băi, îți Tu Tumaci în momentul de față mai așteptăm 2-3 ani. Să Stai o facem. puțin, dar tu ai venit cu o altă propunere, nu cu asta neapărat. Noi am gândit mai multe povești, da. Uh, pentru că îți dai seama, de la an la an este provocarea asta. În 1 ianuarie ne trezim Mahmur și pe 2 ianuarie spunem, mamă, ce facem peste 11 luni la Cat mobile de data asta, frate. Și am început să le coasem de prin martie și asta este a doua culme. Oreste, frate. Bă, meant to play this. Nu, dar n-avea cum să fie altceva, adică nu era alta alegere. A fost din prima omul la care ne-am dus cu gândul. Uh, mai ales când am mai colaborat cu el acum vreo câțiva ani. Am făcut sketch la primul meu taximetrist. Da? Despre experiența unui moldovean prima zi în capitală cu un taximetrist jet de jet. Am și când am zis, asta okay. din sector 7, din portofoliu da, sector 7. Și ne știam, uh, eram în relație cu el de pe atunci. L-am sunat, a zis da din prima, a zis bă, îmi place de voi, mă bag. Și dar nu vrei să-ți punem și ideea? Nu, 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 mie îmi place de voi, mă bag. Și am a zis, băi, Oreste, doar ne ajută de aici, dacă tăi e fost de acord. Deci n-ai fost... apucat să-i zici despre ce e vorba. Nu, no, și el a fost la... Ai zis, bă, n -ai am apucat încredere să că să bine. conspirații... Nu știam, nu știam cât să-i zicem din prima. Mai ales că l-am sunat cu ceva timp înainte, ca să ne asigurăm că scriem pe profilul lui și povestea. Că noi cam așa pornim, cu cine am vrea să lucrăm și aici ce li s-ar potrivi. Și l-am trimis, nu a avut nicio problemă, nicio obiecție... Veni foarte senin pe platou. Era clar omul la care ne-am fi dus păi, pentru te duci, logic. Eu asta m-am gândit cum, 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 ai, cum, a spus rotițele cap la cap. Ce a zis? Bă, conspirații reptilieni? Am zis mai degrabă jurnalism investigativ. A, ce frumos să chestii, acum. Serios. Și chestia acide, așa. plus că noi ne mai uităm din când în când la postul respectiv. Doar că asta cu, nu știm, noi doar punem întrebări, vine de la celălalt post. Da, 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 da. Și n-am avut noi curajul să mergem la celălalt post și să le zicem, știți, trolăm un pic cum, cum rezolvați voi emisiunile, nu ne dați pe celălalt om să fie autoironic. <laughs> Bă, da. da. La voi e un curaj de ăsta nebun, mă, pe care eu l-am remarcat din momentul în care l-a schemat pe Godină <laughs> ca să joace ce, mă? Deci era Ne-am și pus noi problema, dacă ți am aminte, când am discutat despre spot atunci. Adică, Marian, bă, noi suntem niște băieți, ok, da. care... Poate ești și să... zici, suntem fani ai tăi sau ne place de tine, dar... vrei să te pui cap într-un spot? Exact, vrem <laughs> să te rugăm să vii într-un spot și tu o să te pui capră în spotul ăsta. <laughs> uh, <laughs> Acum da, fost... cât e el de deschis, știi cum e? Când te gândești prima oară să-i o spui... Aia așa o oarecare reținere, nu? Cred că după, după, mai mulți ani de astfel de proiecte, nici nu mai întrebi. Cumva câștigi niște încredere în noi și zici, nu vreau, poate s-ar putea să nu vreau să știu, s-ar putea să fie mai bine dacă doar vin pe platou, nu-mi pun întrebări și la final iese ceva bine. Adică nu mai pot să zic orice prăjeală oricui și o să zic că da, cumva, cumva în mintea voastră are sens și o să iasă. Și cred că aici am avut noroc de, de înțelegere de la absolut toți oamenii implicați în, în, proiect. Bă, aici e un secret și ai pus mâna pe un lucru foarte important tu deja ți-ai creat o imagine în mintea noastră a tuturor, ai un portofoliu și din tot ce am văzut până acum, nimeni n-a ieșit niciodată rău. Indiferent de situația dificilă în care l-ai pus, adică Marian Godină, de exemplu, băi, se foarte mișto din toată povestea asta, pentru că zici, eu te bă, ce băia deschis, mă, de, bă, mai deschis decât îl credeam eu. La, adică omul înțeles că e o, un joc, e o... Convenție și a venit să intre în ea De ultimii doi ani să știi că mi-au mai spus În special actorii mi-au spus chestia asta Și au observat chestia asta că am foarte mare grijă De actor în proiect și pe platou Și mi-am dat seama că probabil e un defect Având în vedere faptul că și eu cu colegii Jucăm și, și în fața ești, camerei da, mă, da, da, Și în spatele camerei toată ziua Și atunci tu ești cu panica să nu se facă asta de râs pe cameră Să nu-l pun într-o poziție proastă nișto. Să nu-i dau prea mult text, să nu-l omor, să nu-l așa dar da, probabil alții nu fac asta. Au mai fost momente în care am fost eu în fața camerei și altcineva la regie și cel puțin acum câțiva ani știu că a venit la mine și a zis Hai! Și a zis, hai ce? Fii umor, ce faceți voi? Fii amuzant. Nu din rea intenție, probabil că se gândea, bă, așa funcționează. Eu sunt regizor, el este actorul, s-a muncit. Fă-mă o glumă. Da, ori la noi este, inclusiv ajungem să zicem, privește aici, clipește așa, uite-te așa, vezi că de-aia te pun să faci chestia asta. Stai da, mă, puțin și că capătă aici... încredere omul, mă. Da, asta e jobul tău. Tu regizezi spre binele lui, nu spre binele tău. Da, mă. Tu spre răul tău regizezi și dai dublă peste dublă și îți faci stres ca el să iasă bine, că l ai produsul. Și cumva lucrurile astea s-au și văzut, adică nu e o chestie pe care o descoperi abia la filmare. Ai văzut-o rezultatele precedente, s-au adunat. Și ai, da, ai această încredere. Această... Ai că și pe mine, dacă mai suna acum, Poate că nici n-ar merita să pun întrebări că stric surpriza mă. E ca la România, o are talent în care, dacă mi-ar spune cine urmează pe scenă, deci dacă ne-ar spune, atenție, vine un băiat acum care nu e ceea ce par, bă, gata, mi-ai stricat tot. Da, da, da. Lasă-mă să fiu surprins, mă. Adică nu-mi spune nimica. Exact așa se întâmplă și probabil că așa e și mișto acum la spoturile tale. Ba, eu cred că și clienții au ajuns în faza asta. În care ne dau o libertate și nu vor își să știe. dau tot. libertate și nu ar vrea să știe chiar tot pentru că. Băi cred că nimic nu se compară cu senzația de a fi plăcut surprins la play-ul final. Asta e, uite, eu sunt probabil la 800-a vizionare acestui spot, îmi este foarte greu să mai râd la el sau să văd tot ce a spate, dar clientul ne-a hmm. surprins pentru că în ziua în care am filmat primele două spoturi, nici n-a venit pe platou. Ia uzi, mă. Și am zis, Vezi, bă, mă, ce încredere. prea multă încredere, mă sperii eu, dacă merge ceva, voi sunteți profesioniști, voi știți ce să faceți, e ca la doctor, nu mă duc să-l contrazi pe doctor cum să mă trateze. <laughs> Și, și Alexei, aceeași echipă care a filmat și Alpacaua și... Da, da. sunteți da, da. deci sunt ația păi am... gașca. Voi gașca de la sector 7. Vrem să o tradiție. Aveți o, tradiție o colegă tradiție. de la producție, de o puneți voi mereu să scoată castane din foc, mi-aduc aminte. Să ne salveze, da, colega Roxana. Roxana. Am avut acum, ajutor da. de la o colegă nouă, Luca, <coughs> pentru că Roxana nu știu ce a venit în capa noastră să facă sex, și de la sex dai să mă faci copil. Și acum este în concediu maternal. Noi n-am pus-o. Ea a insistat cu soțul ei, le-a venit ideea asta. Și acum e un pic în perioada de a nu ne ajuta, cum îi spunem noi. Va reveni pe frântă. Nu, dar am dus cu colega Nouăra Luca și cu un coleg nou la Creație Radu am dus bătălia asta Onorabilă aș putea spune, pentru câte ne chestii imprevizibile erau, pentru că nu știam în martie când am apucat să scriem la asta, pentru că am zis, din martie, tot anul se va vorbi despre asta, conspirația a ajuns în sfârșit mainstream, noi promovam aceste, uh, aceste subiecte de ani de zile la nimic nou și am zis, asta o să funcționeze tot anul, este un evergreen, dar s-au schimbat și s-au schimbat chestii. Mă, câtă conspirație presari? Care conspirații nu sunt ok? Care conspirații sunt ok? Care sunt prea complicate? Cum arată un reptilian? o trei săptămâni ne încertat, mai ales eu cu Raul, bă, să fie un reptilian vesel sau un reptilian <coughs> supărat? Pământeni, nu-i ascultați pe Cat Mobile. nu Bă, Marcel, opriți-vă cu ăla, să ne înțelegem și noi care reptilini. Scuze. Bă, bă, dar ce bine ai ales Ionus Rusu, mă. Eee. Deci eu am avut numai revelații după revelații. Sigur, prima revelație a fost Oreste. Când a început să zică cu tonul ăla, mi-am dat seama și am zis, mamă, e exact ce trebuie. După aia când am văzut că a apărut Ionus Rusu, ei, hey, și cu atâtea întrebări. Nu există conspirații sau reptilieni? Pur și simplu, n-ai nevoie de husă dacă ești deștept și ai grijă de Ha! <gântări> <pleways> <truz> <fric> <Bine. fric> E personajul perfect, mă, Ionuț Rusu. Noi și știm cum e în realitate. Și cum poate, da, 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 Și, da, mă, el e făcut să joace trăsnăi din astea, mă. Și cu părul lins acolo și el a întrebat cum vrei să-mi construiesc personajul. Și a zis, o, eu nu-ți vii cu dăstea profi, stai puțin, că nici noi nu știm încă. Păi vezi, vă că Am el după lucrat... ani de Lucrat el pe lângă brop, acolo deja e. Să fie și șuit, că e reptilian. Ce zodie este reptilianul meu? <laughs> greu, greu. Îl <laughs> avantajează și culoarea fărului, îmbrăcat tot cu mândușile alea. Deci ce postură are, ca și cum încă nu e. Pipedismul ăsta parcă nu e încă stăpânit. Și de aici începe desmățul. <laughs> Asta a fost ideea care ne-a lovit brusc. Am zis, ok, trebuie să fie despre subiectul ăsta. Dar ce? Cum ar fi mă să aibă toată lumea dreptate? Cum ar fi totul să fie efectiv atât de simplu? Doar că nu, ca de un perete. Cum ar fi tot să aibă dreptate? Și aia pro, și aia anticonspirație. Asta mi se pare tare. Să-i pe toți. Hai mă, să vină un reptilian să ne spună dacă e pe bune. Păi cum ar fi să-l aducem? Păi machiaj, așa, CGI. Hai să ducem un reptilian. Să ne zică da, fraților. Ați, ați avut dreptate, iată, vă dăm ce vă doriți, doar că na, suntem reptilieni de România, nu avem bugetele alea mari. E un... Până ne trimite Marc din Sua Bali, plus că până nu merge revolut, până iau așa, avem o filială mai mică. E filiala locală a Ocultei, am zis noi, și chiar vrem să facem o serie la sector, apoi cu ce se întâmplă în această filială de sector 2 Oculta Mondială. <laughs> cu micile probleme. Aaaa! Aaaa! Pământeni, nu-i ascultați pe Cat Mobile. Nu-i Bă, Marcel, opriți-vă cu ritualul să ne înțelegem și noi care tinerii. Aș vrea să vezi că se, respectă măsurile de siguranță, chiar și la locul de muncă încă ocult, vezi? Da, am și la ocultă e distanțare socială, să măști, am văzut chestia asta. Acolo, lumini de protecție. Bă, dar este incredibil, adică voi ați ajuns acum la nivelul la care eu când mă uit la un spot făcut de voi, trebuie să stau tot timpul să dau la frame cu frame pauză, pentru că eu trebuie să citesc toate trăznăile pe care tu le-ai spus acum. E un guilty pleasure al nostru să ascundem cât mai multe, pe o tată ce ne hotărât pe, pe lungime, da? să ascundem cât de multe glume putem în spate, în fundal, din recuzită, din ce fac oamenii în spate. Din... Uh, Ne-am format noi habitul ăsta în timp, într-adevăr. Cum spunea? reptilinii deștepți știu trei adevăruri. Linia asamblare porumbei 5 <laughs> Nu-i primești. -a -a. știi cum e? Se face dropshipping din China. Ei goi și e din altă parte de la alt provider 5 g la ăla ieftin. Da și împreună, produs în România, avem porumbel 5G. Sigur, sigur. Și aia porumbelii de sigilați? acum ăștia de la curierat îți dai seama, îi mai scapă când îi trimit pe în comune. <l> <l> Unii nu știu să-i încarce și bagă în priză unde nu trebuie. Noi garantăm practic retur gratuit. Și atunci te trezești, îi pui pe site la resigilate acolo și sper să pună botul 1. Dar sunt un pic zgâriați sau pătați. Sigur, da. sigur. Poți să-i arunci. Că Penele totuși... șifonate. Da, da, da. Mici defecte. Până la la prețul ăsta, că Ce vrei? Chilipiri. Cum spunea, reptilinii deștepți știu trei adevăruri. Cursele de telefon sunt pentru bătălăi, pământul e plat și dacii au inventat internet. Șeful, nu ca pentru 5G, porumbei. Băi, dacă e de ceva de remarcat și asta am remarcat din prima, sunt aceste insight-uri, aceste referințe. Okay. Bă, referințele sunt în sfârșit Actuale și relevante Bă, sunt lucrurile despre care într-adevăr Noi discutăm astăzi E un rezumat al pop-calcerului anul acesta pe unde Dacă e să fac o diferență între Reclama asta și orice altă reclamă Ăsta e lucru pe care l-am sesizat Bă, referințele sunt Exact alea relevante Care sunt în mintea și pe buzele românilor De dimineață până seara și chiar și noapte Lovește la suflet și la da, minte bă. E ce trebuie și uh, tot așa în, în, în execuția asta ce trebuie să avem grijă este că ei fiind în oculta mondială filială românească, ei nu prea se așteptau să fie filmați. Ei sunt investigați ca la celălalt site de recording și tot încearcă să ascundă de cameraman micile greșeli. De-aia da. Marcel, care în loc să muncească și face ritualul acolo pe șantier, când ăla trebuie făcut acasă, Deranjează un pic filmarea și nu poți când ești pe cameră. Hei, plecați din primăria mea, vă rog, ok? Haideți, nu se întâmplă nimic aici. Husele de telefon sunt pentru fătălăi, pământul e plat și daci au inventat internet. Ah, Șefu, nu ca pentru a 5G, porumbei. Husele sunt pentru fătălăi, pământul e plat și daci au inventat internetul. <laughs> Cine le-a scris, bă, Eu cu colegul Radu, dar să știi că de aici a pornit reclamă. Ne-am dat seama după câțiva ani că am spus tot ce se putea spune despre Husta. Există un anumit procentaj de oameni care mereu își vor lua și există un, anumit procentaj de oameni Așa. în care noi le-am zis care nu cred în prezervativ. oia care cred ca au noroc. și pe aia nu-i vei convinge niciodată să poarte centură în oraș, prezervativ când trebuie, ei nu, la, ei nu, este. Lor le place să... Și aici ne-a ajutat un coleg Bogdan. place riscul, mă. Da. Ne -a, a sunt unii oameni, Bogdan pe nor, Le place acest risc. Bă, știu că s-ar putea sparge, doi eu sunt nebun, eu trăiesc crazy. Știu ce face o husă, știu de ce îmi dar nu e pentru mine. Nu e, mă, vreau să merg cu el așa, mă. Și să faci bucă și a costat 6.000 de lei telefonul. Lasă, mă. mă. Nu, dacă mi se întâmplă mie, îmi asum. Ceea ce cumva e corect. Da. Și am zis, pentru ei să fie asta de câte ori te vede cineva fără husă, să te întreabă. Ia zic, ești cu masonii sau cu reptilienii? <laughs> Șefu, nu încape pentru a 5G, porumbei. Ce nu pe mult, porumbei? Antena 5G. Antena 5G, Dar bă. și ajutorii de reptilieni, când sunt angajați, în ziua de azi trec mult mai ușor examen decât acum 10 ani și nu mai contează dicția și tot. <laughs> Până o să ajungă el la Ionuț să ia locul, mai trebuie să treacă, l mai trimit la un training în Franța, am înțeles. Nu o să mai poartă aia cu pentru dumneavoastră, că ai zis, da, să de casier, practic. Știi? <laughs> e prea mare. e prea mare antena, ați comandat vremici. prea mici. Ah. Aici se vede frumos manipulezi pentru dumneavoastră cu acest smile și gubăț. <laughs> că nu e simetric, e așa de aici din e, da. e pe zevenghiu' un pic. Pe exact. Cineva a fost crazy la DTP acolo. păi și cum facem? Ești prost? Nu știu, doar pun întrebări. Frumos, subtil. frumos, frumos, subtil, da. N-am vrut să zicem mai mult, n-am vrut să zicem mai puțin. Și ați băgat și termometrul ăsta s discutat despre el. Am înțeles că funcționează, <laughs> am înțeles că așa funcționează și am luat-o de bună. Am citit pe internet și am zis, păi nu mai luăm pistol, nu ne mai trebuie, e mai ieftin cu... Vă un cititor da. de asta. Un cititor de carduri. Și sunt unii care se vor uita. Și vor zice. <laughs> și o să zică, uite! Cosmino, ți-am zis, băi <laughs> ți zis că așa funcționează! Uite că am văzut eu și în reclamă la televizor. E pe bune. Noroc că asta e doar pe net. E, ai fi surprins că... Asta e puțin, ca acum se duce pe TV. Am uitat. Ah, da. Da, păi normal, nu? Cum spunea? nu există nicio conspirație reptiliană ca tu să nu se iei de pe catmobile.ro. Pur și simplu n-ai nevoie de husă dacă ești de deștept și ai grijă de telefon. Stai, ce făceau orestea acolo? Eroina, eroina scapă mereu la final. Aaaa, în toate filmele. da se, da se, Din nou, poate dacă era o, culta germană, nu erau astfel de eșecuri. Dar la noi, în țară, <laughs> intenția contează. Da. S-au străduit, au respectat brieful, Frumos. Acum că rezultatele nu sunt, rezultatele nu sunt și la autostrăz. Dar încearcă, domnule. și... Încearcă. <laughs> și ăsta, Iluminatii din spate, face mișto de... El încearcă să ne controleze mințile. A... Încearcă să ne traducă. Ah. 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 Reptilienii nu vor să-ți husă pentru telefon? Nu știm. Noi doar punem întrebări. Are Mobile.ro cele mai noi huse de telefon și accesorii? Nu știm. Noi doar punem întrebări. Totul e o conspirație. Sau nu? Dar clar, una din două. Poate. Băi, <laughs> mamă, deci ăsta este cel mai, cum să zic, demn de analizat pe shot. Pentru că tu pui pe hârtie, zici la sfârșit, stai mai puțin să mai dau o dată play. Că asta e mișto. Că după ce se termina, nu e ca la celelalte reclame la care zici, lavă domnule, bine că s Nu la asta e, ia mai dă-i mă un o dată. că n-am înțeles, stai că am ratat aia. de eu. capul meu. Iar aici, aici, aici pe pexot, e clar, îl pui pe hârtie. Zici, e... mă mică, adu-și mie un agenda, -ă, eu sunt pe vechi, adu-și mie agenda aia și stilul să scriu s -s -s -s, ce au zis băieții ăștia, să fac analiză aici, să văd ce au vrut să zică de fapt. Hai să o rezumăm și din nou cumva ne-a frustrat la început și na, ca în orice în comedie o păstrești și o transformi în ceva productiv, acest stil al televiziunilor, un pic înainte de pandemie, în care efectiv își permiteau să acuze pe toată lumea de orice, dar o scuzau cu, nu știm, noi doar punem întrebări. Da, mă, frumoasă Stii? e asta, mă. da, zis, bă, e perfect, dacă bă, îți pui da. mintea cu ăștia, pot să te acuz de orice, zic că nu știu, doar pun întrebări. N vrut. Nu cumva ai să-mi dai 24 de lei, Andy, nu știu, doar pun întrebări. Așa este, da da, 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 Și atunci am zis, pui, pe logica asta putem justifica tot sau nimic pe lumea asta. Dar una din două, poate. Deci tu te ai dus mai departe de reclamă acum. Am gândit și Ai, noi, fo -ai pic mai. folosit prilejul ăsta să pui niște, mâna pe niște bubițe ale noastre, ale tuturor. Care, care ajung la noi, adică poți să fi din orice bulă. Lucrurile astea, și mai ales genul ăsta de discurs, se revarsă și în online. Absolut. Ne, ne facem mult mai entitled și ni se pare că dacă realitatea nu este cum vrem noi, trebuie să o punem la îndoială. Sigur. Deci, și totul este din cauza prietenului nostru, Marc. Uh, sper că nu se supără că zic asta, că nu mi-a dat voie asta să zic tot. Pentru că Facebook te întreabă dimineața la ce te gândești. Dacă Facebook te-ar întreba dimineața ce, faci? ce, știazi, A, ce știi azi, da. nu prea mai avea opinii. Că nu știi atât de multe. A. Dar nu te-a nu ți-a cerut să ai dreptate Facebook. pe asta. Doar te-a la ce te gândești. Și e dreptul tău să spui și să fii apreciat. Și atunci când nu e frumoasă realitatea, tu doar pui întrebări. De ce nu e ca mine realitatea? Și culmea, în ziua în care am filmat spotul ăsta, Așa în, în locul unde am filmat, schimbați uh, mi schimbasem telefonul și eu de siguranță ca român ce sunt, am luat un telefon care spune că nu mai ai nevoie de folie, ai nevoie doar de carcasă. Ok. Și am zis, ei, știu ei, lasă că îmi pun eu de siguranță, că nu știi niciodată. Și m-am dus la băiatul ăla de la serviciu, era un serviciu mic de accesorii, l a rugat să mi-l pună, s-a chinuit cu vreo 20 de minute, începea să se simtă prost, că e cu ecran curbat și cumva e greu. Așa. Și am zis, bă, acum nu te simți prost, că adevărul e că scria în, în instrucțiuni că nu e nevoie de folie. Și efectiv, dar în ziua aia, jur, în ziua aia, într-o a zis, ai dracu ăștia încep să le fac așa ca să ne scoată pe noi din business. Ma! Și m-am uitat la m-am uitat la colega Raloca și am zis: "Cred că reclama asta să fie viral." Deci el mamă, 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 zis: mama. "Noi am vrut să fim ironici, dar uite că se justifică. N-a trebuit să i spunem nimic și a avut sens raționamentul ăsta de fake conspiracy." El a -o ca o glumă, îți dai seama. Sigur că. Ne știm ce urmează să filmăm noi. Cat Mobile de cărțile pe față. De ce nu vrea o culta mondială să-ți cumperi telefon cu husă? Ca să fie mai scump? Nu știm. Noi doar punem întrebări. Sunt interese reptiliene mari la mijloc? Nu știm. Noi e doar... din E mișto că acum... Știi cum e? De asta zic că e, e, bine să dai pauză și să citești tot, că trebuie să citești și burtiere, trebuie să te uiți și pe în spate, adică nu trebuie ratat nimica, pentru că pierzi din nu spotului. Nu e nimic random acolo, totul este... Deci, gândit. priviți indirect de sub lacul Titan, mă. <laughs> unde se află toată lumea știe marile secrete ale Bucureștiului <laughs> Avem și noi tunelurile noastre Sunt făcute în România, corect Ia, stați așa Intrare tuneluri dacice Dacă zic că nu poți Adică te uiți odată cap-coadă și, da. și după aia zici ok Și acum ne întoarcem la detalii, iubiților că da. Și mai des, da, 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 da Sunt interese reptiliene mari la mijloc? Nu știm, noi ce doar Ce tu iar de din casă? Iartă-mă, bossule, am glumit bă, tu vrei să te microcipezi acum? A, frumos, băgat și asta subtil așa. Continuă povestea de ceva, <laughs> ce ai mai făcut tu. E rămas asta cu cardul de sănătate și ne, cum să zic, nedospită suficient, știi? Adică a, au băgat-o în așa puțin, dar n-au lăsat-o să... Dus. Nu s-a dus, -a dus cum, trebuie, cum trebuia, și da. N-a avut-o încheiere. Dar ție ți-a rămas undeva în suflet. Așa. O aia a fost... De acolo, sincer, cred că în cultura populară din România, acolo cred că a fost declicul. Zici că el o... a fost momentul în care, bă, s-au eliberat Teoriile când au calculat că dacă, zici, dacă scrii card inversie drac, de acolo a început să fie da. totul posibil. Că până atunci mai era un bun simț. Până și când a apărut Facebook și spuneau că este tot așa o conspirație și că facebook distruge mintea și că corporațiile vor să-l folosească ca să ne ia datele, erau așa, o spuneau cu un pic de jenă, nu erau siguri. Dar la cardul ăla de sănătate... Când au asta... întors la damă și au zis, mă, card întors e drac, a, a, fost pe acolo un moment și cu un chip, s-a menționat un chip. Exact. Și două lipite ne-a dus în tot ce avem astăzi. astăzi. Da. Și genul ăsta de gândire am învățat-o am învățat de la un aparent instalator. sunt deținătorii tuturor adevărurilor din lumea asta. Așa e, da, 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 da. Am rămas fără curent la un moment dat. Eu făcând filologia, am zis, păi gata, s-a terminat civilizația, de aici nu mai știu. Și am chemat un profesionist, omul foarte trăguț, profi, respectat tot ce trebuie. Te simți vinovat să... Nu poți să stai acolo să taci în timp ce omul la muncești. Sigur. Și zici, ce zice orice român când cunoaște un străin și nu au cum să punească o conversație? Eh, a dracu, și țara asta, nu? <laughs> și atât mi-a trebuit. S-a întors. <coughs> deci m-a tocat în vreo 10 minute, o să încerc și eu să, să-ți arăt cum nu puteai să-i răspunzi, că el nu căuta un răspuns, el căuta a. să fii tu prost încercând să răspunzi. Așa. Și mi-a zis, țara asta, dar tu știi cum se cheamă țara asta? Uh, și ai zis, uh. poate asta sau B, că nu puteți să... -mi... Și ai zis, mi-am dat seama că nu o să fie bine România, nu? Nu se cheamă România. Știi de ce, nu? Te duci din rău mai rău. Nu aici, orice răspuns, te duci din rău mai rău. Și-am zis pentru că e Republica și zis, nu? Pentru că noi nu suntem români. Ce suntem noi? Și deja mi-am răspuns, dar nu vreți să-mi spuneți dumneavoastră că deja vă simt ca la Da, 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 da. Și zis, e nu știu, Da. romani? E! Nu suntem daci. Suntem Vlahi. Vlahitat. de ce? Am Ia. fost daci. După aia au venit romanii. Ce sunt romanii? Ce sunt romanii? Știi ce sunt romanii, nu? Îmi pare rău. Le Am ridicat mâinile, mă predau, ziceți. Ai fi surprins, sunt tâlhari. <laughs> un popor care intră peste alt popor. Așa. Și de deci ce urau romanii, așa? Este un popor invadator. Poliția, așa. când îți invadează cineva acasă, nu-l face tâlhari? Da. Deci, romanii sunt tâlhari. Ok. Și dacă romanii sunt tâlhari și au venit, cu, au venit în Dacia și noi, ca Daci am fost atât de proști încât să ne contopim cu ei Așa. și noi suntem dacă cu De aia trebuie să ne spunem vlahi. De ce? Pentru că dacă nu ne spunem uh, vlahi și ne spunem români, cine ne va pedepsi? Bineînțeles, evrei. Tată, pentru că, te gândești când te gândești că ai avut o problemă la un circuit electric sau ceva. da, eu voiam doar să de capul meu. Dar fie de ce? Ajuns, bă, băiete? Pentru că imediat după noi, sau nu știu, înainte de noi, nu mai ții minte, da. România a invadat și poporul israelian și ea nu uită. Și fiindcă noi ne scriem numele ca români și avem țara se cheamă România, noi practic strigăm către evrei, suntem tulhari, suntem tulhari. Și ei se răzbună de 2000 de ani pe noi pentru asta. Mamă. Ba, Mamă, pentru... dar avea croită, tată. Da, și s-a încheiat aici? Nu. S-a încheiat pentru că mă simțeam prost orice îi răspundeam, simțeam că pic un test. Eu spun, e clar. A intrat la examen, e genul ăla de examen la care intri, ai învățat tot dar știi că e pic. Da, nu dar, vrea să te treacă. Nu vrea să te treacă și aia ba, e. Dar dacă mai te mai întreabă cineva, să în vlah și întreabă dacă știe de ce. Pământeni, nu există interese mari la mijloc. Am făcut măsurători și un interes reptilian este de pix 23 de cm, Maxim sunt interese potrivite la mijloc Că și aici am pus imediat stop Că nu m-am putut abține Că v-am văzut, văzut asta Gluten, colonie, marte Apă caldă București mă. Deci a apărut și apă caldă București Și este Irinel -Xal. Sau Așa. Are 2169 de, de ani și este country manager. manager. Ia. Îi angajează tot mai tinerei. e country manager la Oculta Mondială, marcă registrată în România. Onest și transparent. Onestat, Avem de tot. Deci, interesele potrivite din România. Astea sunt. Nu Gluten, Vietnam, Jos. Ce scrie, mă? Că scrie ceva în rusește. În rusă, acea... Ce, înseamnă? ce scrie în rusă să citească cine știe rusă, pentru că dacă o zicem în România, e în jurătă. <laughs> ok, bine. Vă lăsăm așa atunci. Da. Sper că uh, ne ajuta Google Translate să traducem da, da. corect. Chem Trails Buzău, interese vegan. <laughs> Au apărut și astea, frate. Și-au făcut loc în agenda uh, inflație. Autostradă Moldova, asta este rămasă o rană, pică. o rană rămasă deschisă care nu cred că se va închide prea curând. Retrogradări, 2022. 2021 l-am considerat, am pierdut că nu știam când începe campionatul, așa că păstrați-vă pe biletele pentru retrogator 2022 și ne auzim. Unde s-a dus el ne cu auzim. mintea, vă, vai de Am sărit un sezon, am zis. Anul ăsta nu vom ști. Am făcut măsurători și un interes reptilian este de fix 23 de centimetri. Maxim sunt interese potrivite la mijloc. Interesele mari sunt la iluminati, care conțin. Ia uite râma! Prinde râma! gata mă l-a făcut bă. imediat, adică și reptilienii sunt simple au pofte simple, oricât ar fi ei de deștepți când le-a arătat râma uite râma uite. ia uite râma prinde râma români, nu-i mai ascultați pe reptilieni Marcel, 3310 ani iluminat grad 2 marketing manager în oculta mondială românia el se ocupă de imaginea acestui brand și el, atenție, este în direct prin Flacăra Mov o altă o amintire altă frumoasă ultimilor ani Sigur bă de care nu s-a mai zis nu nimic Nu s-a mai vorbit nimic mă Este a, a fost ridicată pe culmi frumoase aș zice Cinci eu, în perioada ani de zile a... Viorel Hrebenciuc dacă ți-aduce da, aminte da. Și aia a fost Și au dispărut A minte. și fost o perioadă dacă ți-amintești când uh, oamenii insistau, cravată, violet... Uh... Și pe uh, anumite uh, alegeri se dădea la știri, că de ce a purtat rochea asta? E, e cumva și a fost... confirmă sau infirmă? Și a fost un partid care a ținut să-și facă toată sigla în alb-violet, uh... dacă ți-aduce da. aminte. Da, 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 da. Și a ocupat cu cine a vrut el, locuri peste tot, da. pă, în primării, prin parlament... Pă... Și apoi nimic nu nimic, Un brand național pe care l-am distrus. Nu-i mai ascultați pe reptilieni. Iluminatii nu au husă la telefon pentru că așa se recunosc între ei. Frumos! Frumos! Nu știi noi doar punem întrebări. Doamne, 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 deci ei nu folosesc husă pentru că așa se recunosc între ei. E frumos să-ți imaginezi că și ar fi, Îți dai seama cum e. Se întâlnesc doi, tu ai husă. Nici mă? Înțelegi, Marian Vanghelie? Se întâlnește cu Irii Columbeanu cu telefoanele amândoi. Opa, n-are husă, n-are husă. Ia zi, mă, cum e de fapt cu Armenia și Azerbaijan? Că tu trebuie <laughs> să știi, <tu> trebuie <laughs> să știi, că vorbești cu băieții grei acolo. Păi, cu... În plus, noi nu controlăm nimic în țara asta. Șeful a venit factura la curent. Pentru, Pentru ce? Pentru tunelurile energetice de sub Bucegi. Cât? Păi de banii ăștia cumpăr județul Cluj. Îl avem deja. <laughs> Au dat din casă. Ei, bă, și! <laughs> Deci acum știi românii care se întreabă, domne, ce se întâmplă, domne la Cluj? De ce să leagă la ăia, mă? De ce mă la aia au reușit să facă lucruri, mă? Să fie, nu știu, autobuze electrice. Piste să... de bicicliști. Pă, piste de biciclete, festivalurile. Bă, de ce funcționează festivalurile de ce doar, doar la Cluj, mă? Și Antol și Electric Castle, mă. De ce mă la noi nume? Uite, mă, că s-a găsit. Păi la câți bani intră de la Mark și Bill? Gata, tu mă, s-a găsit explicația. Nu e vina noastră că ne merge nouă mai prost, e vina lor că ne merge prea bine. Bravă, o cauză superioară. <laughs> Dar ce frumos e, făcut cu unghii lungi. Mă, m-am uitat, mă, Fiind, fiind un tocilar al filmelor care nu sunt de artă, să zic așa, <laughs> așa. E, o referință destul de, e o referință directă la The Omega Man, <laughs> cu Charlton Heston din anii 70 în care era o tehnic vampir după care s-a făcut I Am Legend remake-ul, Dacă care I Am Legend a fost și înainte de The Omega Man și doar în filmul ăla uh, ei sunt construiți așa ca personaj. Și din prima ne-am zis, bă, din nou, cum arată un Illuminati că ăștia nu vor să ne arate în general. Exact. Hai să fie un pic în referința aia, știi? Frumos. Ochii, okay. O, clientele de contact, de unică folosință, le-au pus singuri ca să respectăm toate măsurile. Ce frumos! 10 ore au stat cu astea pe ochi, adică sacrificiu din partea lor și apreciez foarte mult pentru asta. Ei bine, poate controlăm unele lucruri, dar dacă noi suntem atât de deștepți încât să controlăm România din umbră, eu cred că suntem destul de deștepți încât să nu ne scăpăm telefonul fără husă. Asta pentru Brexit! Să terminăm într-o dată Asta data, e -a. pentru Brexit, mă, puțin a că Era păcat să nu ne întoarcem și aici Mai mai era loc de încă ceva Sim. Mai era loc de încă un subiect de asta. Tabu Asta e pentru Brexit, mă, i-a dat peste mână Mă zic de telefon S-a răzbunat pe el Dar dacă noi suntem atât de deștepți încât Să controlăm România din umbră Eu cred că suntem destul de deștepți încât Să nu ne scăpăm telefonul fără husă Asta e pentru Brexit huh! mobile.ro. Avem cele mai tarhuse și accesorii pentru telefon? Nu știm. Noi doar punem întrebări. Păi da, tu-ți dai seama unde am ajuns noi în România, la ce nivel de creație accidental am ajuns aici, dacă din acest, nu știm, noi doar punem întrebări. S-a născut un slogan aproape perfect. Pentru multe. Da, incredibil. Incredibil, nu știu dacă e de bine sau de rău. Acum noi facem haz de un necaz. Da. Dar da, este e o mantra națională. Incredibil. Totul e de descursul. Dar din nou, din cauza lui mark și la ce te gândești astăzi. Da, mă. Și când ziceam, bă, gata, au dat două, că știi cum e. Deja aștept uh, chet astea cum, aștept, uh, cum așteaptă britanicii John Lewis. Așa <laughs> e. Adică, ok, să dau niște spoturi, lumea să uită, nu să uită, trec pe lângă ele și vine finalul de an. Și apare John Lewis. Și gata. Adică. S-a încheiat povestea. S-a închis povestea pe anul ăla. Da. Cam așa s a ajuns și aici. Acum, eu nu vreau, cu tot respectul pentru toate lucrurile frumoase care s-au făcut în publicitate în 2020, dar mie mi se pare că după ce am văzut asta. ce, ce rost mai are? Nu e? cu o mai e, că... e o lună. Bă, ce poți e? să mai faci o grămadă de lucruri. Mai ai tu ceva, țeavă? Deocamdată nu. No, okay. <laughs> Trebuie <laughs> da. să mai și scriem niște filme. <laughs> da? Mi se pare că e așa, adică. Bă, gata, mă. Gata. Adică la 2020 am... Păi mai aveam și noi două. Băi, aveam și noi două sputuri așa frumoase. Băi, atât de frumoase. Le trecem la 2021. nu are rost. Gata. Sa... a winner. Dar nu da, în bă, Aici, tot. fără supărare, s-a cam închis ce mai. Ne bucură și am mai auzit în mai multe părți comparația asta. Nu neapărat de mărime și de importanță, cât cumva din al doilea an care a devenit dorința asta. Să, să, fie acea, acel eveniment așteptat de toată lumea, care să sintetizeze un pic anul. Și să vină ca un cadou pentru toată lumea. Să nu fie despre brand 90%, să fie 90% despre public. Și brandul pe unde are el loc. Că așa ar trebui să fie comunicarea în ziua de azi. Și mai ales pe terenul nostru, al userilor, care este casa noastră, internetul. Bă, mă uit în cifre. Adică, vorbind de o reclamă care nu e A la sfârșit, zici A a fost reclamă. Nu, e limpede de la bun început deci. că e reclamă. E încărcată pe canalul clientului. Și atinge peste un milion de view -ri. Păi eu știu ce înseamnă să faci un milion de view-uri pe YouTube. Când am făcut, a, era să zic n-am făcut niciodată, ba da, am, am făcut și eu, am un video care a atins un milion. Dar știu cât e de greu să faci un milion. Iar asta a făcut un milion de view-uri în mai puțin de două săptămâni. Eu aici aș vrea să să menționez că ce vedem pe YouTube, care este al doilea canal de focus, da? uh, conține și o parte de sponsored, de material promovat. <coughs> poți să vezi, uh, să spunem, cât de bine se organic pe Facebook, doar ce te poți uita la share -uri. Ok unde acolo îți dai seama că cineva a crezut atât de mult în mesajul ăsta încât l-a șeruit. Și au depășit 1500 de șeruri cam fiecare în primele două zile, primele trei zile. Ceea ce este foarte bine pentru un subiect care nu va prinde la unul din doi români, probabil. Și asta, Raul a sesizat primul chestia asta. A zis, s-ar putea, pe lângă unul din doi români, ori să fie gen, în sfârșit, în sfârșit s-a dat adevărul un bileg. sigur. Așa. Sau să fie nu neapărat ofensator, cât un lucru de care nu vor să se atingă, pentru că le-ar contrazice niște beliefs. Aha, Și într zici că sunt unii care se vor simți ușor uh... Nu, nu știu dacă nu se vor supăra, pentru că nu prea s-a supărat lumea decât am văzut Mai degrabă a fost, uh, vă jucați cu focul băieți, râdeți de ceva ce e sigur e adevărat, dar vă râdeți ca proștii <laughs> e, că e atât de mult cred încât da, da, da. te not în fanii Și Ionuț ne-a zis că în prima zi cineva i-a comentat și a zis, v-am spus eu, v-am spus că e reptilian Băi, deci fii atent că ăsta, o țara cu Ionuț, mă, mauă. Eu v zis băi, de mult. Băi. și atunci... Și de, el, de el, are succes pe YouTube. Hai că lucrurile încep să se lege, să explice Și cumva ne bucură, pentru că noi n-am vrut să fim, să, să fim troli, că am vrut să împăcăm pe toată lumea. Și cumva cu abordarea asta în care i-am pus acolo să zică ceva ce face mulți oameni își doreau de mult să fie zis, da. cumva toată lumea e împăcată. Ok, că știi că nu e un reptilian real, bă, dar în sfârșit pentru oamenii ăștia cineva spune niște adevăruri pe care televiziunile le ignoră. Da, mă, frumos. Și când ziceam că astea sunt două lovituri, știi cum Bam, bam, Hai că a venit și bam. CatMobile.ro vine cu o ofertă incredibilă. De Black Friday am ascultat vocile și am creat special pentru tine în premieră mondială singura husă anti-5G din lume. Este o husă incredibilă pe care doar oamenii cu adevărat deștepți o pot vedea, care știu că sunt controlați de jocările. Asta, a fost funny pentru că cred că al cincilea comentariu la primul spot a fost, săracilor, n-ați mai avut bani de micuțu, nu? Românul noi, care se bucură da, el. În modul lui. Vai. Și nu, noi am tăcut, n-am zis nimic. La al doilea au fost mai mulți. Ha, dar micuțul unde, mă? Adică e bun și unul zrusul. Dar n-ați mai avut voi bani. Da, și la al treilea spot, când a ieșit asta, cred că primul comentariu a fost A, ok, scuze, da, ok, ați avut bani de <laughs> foarte frumos. Bă, foarte... Bă, noi avem un dar de a ne bucura uneori într-un într -un fel absolut neașteptat. Eu mi-aduc aminte, a fost un an în care ProTV a pierdut drepturile de transmisie nu mai mi-aduc aminte la Liga campionilor la Liga 1, la una dintre ligile astea. Și l-a luat TVR-ul. Și oamenii s-au strâns într-un fel de manifestație spontană la poarta TVR-ului și strigau așa: TVR, TVR, te-ai pișat pe Pro TV. Băi, se bucurau oamenii lor. Era bucuria lor, mă, frate. De Black Friday am ascultat vocile și am creat special pentru tine, în premieră mondială, singura husă anti-5G din lume. Este o husă incredibilă pe care doar oamenii cu adevărat deștepți o pot vedea, care știu că sunt controlați de șopările. Pentru moritorii de rând, e invizibilă. Atât! Atât, mă! Gata, mă! Am ajuns și aici, bă. Face tot ce-ți dorești. Bă, husa invizibilă. Frate. Dar proștii nu văd. Proștii ca noi nu pot să o vadă. E pentru oamenii cu mintea deschis. Vai, 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 vai. Și e frumos, mă. Bă, totuși, popea asta a debutat cu Micuț. Dacă stăm să ne aducem mă. Deci istoria s-a deschis. Ușa, ușa istoriei. Această frumoasă istorie de care ne amuzăm în fiecare sfârșit de an. Normal să fac a un fost cer. de Micuț. Deci e frumos ca din când în când. Să nu uităm de unde a plecat. Ai. Ai. Și mai ales că în fiecare, an, în fiecare an dimineața de Black Friday se lansează spotul cu Micuțu, am zis, bă, anul ăsta, a doi ani de zile ne am vorbit despre noi, dar nu despre Black Friday cu adevărat. Hai să dăm și noi o promoție. Cât ne costă să facem o promoție la nimic? Bă, nu mult. Nu mult, dar nimicul ăla trebuie să fie spectaculos. Trebuie să fie un nimic care e atât de bun, dar nu există, încât să ți-l dorești. Și am pornit la dezvoltarea acest produs. El arată foarte bine, după cum, Super. După cum vezi. Dar îmi place că sunt și, ajungem și la culori imediat. Asta, asta, da. Și am zis, hai să facem o promoție la nimic, să vedem cât de bine merge. 1200 de oameni dat share, deci lor le-a plăcut. Menită să-ți protejeze telefonul 5G de propriile sale radiații 5G, Husa este făurită după tehnologii dacice, fiind stropită cu ulei de rostopască și un pic de ustură. <laughs> Ea era vegană. Adică este un pic, t -ai, t -ai de de o pască 100% un natural. pic după indicații citite pe forumuri. Ne-am luat un pic. <laughs> Sigur. Este atât de rezistentă că nici măcar nu poți o îndoi. Asta i-a plăcut lui Micuț. Asta i-a plăcut. Că <laughs> de la el. Te-ai dus pe alea lui, adică Micuțule. Ai tată că ești actor. Da, uite. Joacă și puțin. Sper că am păstrat dublele, pentru că la bucata asta am dat vreo șase duble. De fiecare dată îi spuneam stop sau vezi că nu mai cu ceva și era... Și o punea la loc. O și punea, o punea la... la loc. Și <laughs> toți, dar de fiecare dată, foarte serios, era... Scuze, stai, stai, stai o, aranjeam, o la loc și o luam de la capăt. Și în plus, este rezistentă și la de ochi. Priviți! Ține o culta mondială la distanță. Și vine într-o gamă largă de culori. Frumos. Aici ar trebui să punem pauză. Îmi pare rău că fracturez potul, în ăsta, dar pentru cine vrea să-l vadă cap cu el există pe orice platformă socială. Adică nu pot să nu mă bucur când văd că avem parte de o gamă largă de culori, cum ar fi aur, tezaur. Pentru cei mai opulenți. Frumos. Galben, dacic. Tradiționalist. Gri, berceni. Chilafonic îl recomandă. Chila. E pentru băieți. Asta e pentru tineri, pentru o Roz ocult. Domnișoarele să fie... Sigur. Să fie mă, să și fie? flacăra violet. Mama, tata și toți care au crescut cu generația. Bă, Am Alex. zis să mulțumim absolut pe toată lumea. Dar nimic călăraj mă, Alex. Mă, mă un mic, o, cât de mică preferință acolo. Călăraș și stilul, bus. Stilu. Călăraș și <laughs> stilul. Sarcasm e de călăraș. Ca să zic așa. Deschideți ochii! Și privește la acest design 100% românesc, care se potrivește la orice fel de telefon. Se montează foarte rapid. Iată, un simplu ne. A căzut pe jos, bă. Era <laughs> dintr-o singură dublă, știi cum e, nerepetat și se mai întâmplă accidente. Bine că n Se montează foarte rapid, iată, un simplu snap. Cu un simplu snap. Dacă nu vezi husa, intră pe catmobile.ro și alegeți de acolo o husă sau unul dintre produsele astea care sunt total vizibile. Dacă găsești la alt magazin interese mai mari la mijloc, îți returnăm de 10 ori diferența. Nu s-a iertat nimic. True claim. True claim. Nu s-a iertat nimic. S-a luat tot din viață, din uh, internet, de pe site-uri, din uh, bule, din... Uh publicitate din tot, tot, tot. Despre asta ar trebui să fie internetul, despre viața care ne înconjoară și în loc să o ignorăm sau să o spălăm, să fie mai frumoasă, doar să o arătăm așa cum e, să ne bucurăm de ea. Bă, așa ar trebui să fie toate reclamele, bă. Sper că într-o zi, ca încep să miște lucruri și la noi, să fie, să fie tot mai mult așa. Să... Adică te, nu te mai simți singur când încep să apară tot mai multe și treptat încep să apară. Bă, n-ar trebui să fie o chestie mercantilă în care eu te întrerup ca să mă asculți forțat cum îți vând ce formare noua mea sticlă. Da. Ok, recunosc că am intrat în casa ta, tu erai pe wc și tu la Dani Mocanu și am intrat să spun că sticla mea... Da, uite, îți dau și ție ceva la schimb. Nu știu, versul ăsta lui Dani Mocanu e de la noi. Da, frumos. Pentru că pe internet suntem toți egal, împărțim între noi chestii. De ce să vorbească unul de aici și 10 milioane de oameni să asculte? Hai să facem schimb, un ping-pong, știi? Și cumva asta e gândirea noastră, pentru că noi la origine suntem YouTuber, adică publisheri. Ne gândim la audiența noastră și cum îi atragă interesul și îl rețin, fără să-l plătesc în vreun fel, fără să plătesc un buget de media. Și pornind de acolo, construiești chestii sănătoase, unori invizibile, dar cele mai multe ori sănătoase. Da, mă stăteam să mă gândesc că ăsta e de fapt un beneficiu real al internetului, că dacă publicitatea ar fi rămas doar pe televizor și ar fi fost doar televizor, nu am fi văzut cum să zic, că Diferențele astea pe care le vedem. Și nu și cred că și ai să avu asta ai nevoie. Da. Ca asta e o nevoie, să te adaptezi la limbajul internetului și să vorbești pe limba lui. Pentru că ai nevoie să te asculte. Și cumva să faci ceva să nu dea la imediat. Da, stop, stop. Da. Escape și, și așa mai departe. Și așa, până și la chestiile astea, și pentru noi, sunt anumite comentarii, nu foarte multe, da. în care cumva, apropo de cum se bucură românul, genial, m-am. Pe mine, de râs, m-am uitat de trei ori, un pic cam lung, cam cu 10 secunde. A, ți-a găsit ceva, mă. Ți-a găsit trecut, ceva, mă, trecut, Alex, mă. Ne-am dus în 2 minute 30 <coughs> și a, acolo au fost câteva comentarii că e un pic cam lung și anul ăsta am căutat să stăm sub 2. Uh, La sub 2, vreo 2 zic, un pic cam lungă, dar bravo, m-am uitat de trei ori. Asta la altul, spotul ăsta are 1.30. Da. Un pic cam lungă, dar îmi place. Și mi-am dat seama că ne-a rămas că este asta un pic cam lungă, cred că poate să aibă și 20 de secunde. Că tot e un pic cam lung. Cineva o zică, a, un pic cam lung. Mai nu, dar trebuie să găsești un ceva. Trebuie să găsești că e păcat. Trebuie să da. Cum ai zis tu, nu poți ca român să-i dea bună ceva și să spui, oh, everything worked out better than expected. Trebuie să bătii right. trăind. Hai mă, că ți-am tu... ți da, găsit da. o bubă. frate. Dar cu... e ca un tată de da, la românul până e ca un tată care îți vrea binele, dar da. trebuie să te doșenească un pic. Da. Știi tu, nu îl faci tu pe el. Nu, no, dar da, foarte bine primite. Am putut anul ăsta să facem trei, doar una singură și oamenii s-au bucurat. Uh, Feedback-ul foarte bun, comentariile foarte bune. Acum vom mai continua campania și noi, cred că, ți zis, după 2 ianuarie ne trezim din Mahmurela și începem iar. Ce mai în 2021, sigur, sigur, fără da. părerea, da. părerea mea e că după Miami Beach tu te ai descătușat complet. Am simțit. Cred, nu știu, n-am mai fost. Adică mi-ar plăcea să participi la o întâlnire cu tine și un client, să văd cum îi propui o idee. Sincer, aș vrea, dacă ai putea vreodată să mă iei, sunt chiar curios să văd. Eu păi cred că m-ar ajuta. Dar, dar eu cred că tu ai ajuns deja îți știi foarte bine potențialul, știi foarte bine ce poți să faci. Ai și avut ocazia să arăți în toată povestea asta, de deci aici nu cred că îți mai pune nimeni prea multe întrebări. e sincer, acum încerc să-mi imaginez. Nu, eu ți-am zis, cu tot respectul pentru toți ceilalți și pentru tot ce se face și toate eforturile pe care le fac oamenii să facă sporturi plăcute, frumoase, să să-ți vină să dai play pe ele. Deci nu că pe genul, aule, acum mă uit și la asta, ce doamne iartă-mă să fac. Mie mi se pare că tu ai ajuns la nivelul la care Totul e bucurie, știi foarte bine ceea ce faci și te-ai eliberat. Simt, sim că te-ai eliberat și că te bucuri. Mai, mai ales când lucrezi în un colectiv, că e vorba de na, munca sector 7 hub. Odată e, ne înțelegem din priviri și o încredere reciprocă și toată lumea acolo cu mare pasiune, în primul rând. Și nu, noi stăm, dăm noi bani de la noi să ne trenăm treaba. Stăm noi peste program. O, descoase descoasem a 5-a oară, a 8 oară. Stau și fac ping pong cu Radu sau cu Raul. Dar cuvântul 3 oare sună bine așa sau sună mai bine rostit? e și craftul, e migălăzitatea, dar, na, cu fiecare proiect de ăsta, teoretic, e mult mai ușor să convingem oamenii să aibă încredere în noi. Pentru că asta este problema în publicitate, cu cât e mai mare uh, coșmelia, cu atât se strâng mai mulți oameni să găsească potențiale probleme la ceva, Sigur. nu ce ar putea ieși bine. Noi încercăm să fim un club mai mic, în relație destul de mare de încredere cu clientul, respect din partea clientului, e ca într-o căsnicie. Ei clientul de mână, și ne mai certăm, ne mai contrazicem, dar știm că vrem să scoatem cel mai frumos copil. Cât că e un reptilian verde. Știi? Dar interesul este la copil, nu orgolii, nu... Și sper na, să nu fie asta stopul în poveștii. Sper să putem să facem proiecte, acum că ne-am și închegat mai mult ca echipă, și mai mari și mai ambițioase, pe lângă ce vrem noi să facem, pe comedie, pe film, pe așa mai departe. Bă, mi se pare că dacă reușești să ajungi să scoți pur entertainment într-o reclamă, e de-a dreptul răsfăță. <laughs> Da. E... Și în același timp clientul să fie foarte mulțumit. Da, domnule, m-am văzut, știe toată lumea cine sunt, mi s-a numele, e foarte limpede totul. Culmea și aici, Marianu, să râdă, m-a dojenit un pic. A zis, băi Alex, dar în scripturi era e mult mai dur. Aici v-ați cumințit când ați filmat. <laughs> și a zis, băi Mariane, hai să o luăm cu an. Hai să nu riscăm prea multe. Hai să o luăm cu ani Și să construim. Tu n-ai vrut prima idee, acum noi ți -o facem pe a doua. Ți-ai înspaiat, ți povestesc la ureche după aia. Bravo, mai stare! tare. Big Apreciez foarte mult. Mulțumiri. Păi, cam atât pentru astăzi. Adică, eu zic că la ce de bandă de în țara arăt suficient. Dacă v-au plăcut bufonii, poate mi lăsați mai jos un comentariu. Dacă v-au plăcut alte bufonerii, și mai tare. Sigur, sunt deschis la orice sugestii și reclamații. Oricum ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voi bună!